De asemenea, conducerea complexului energetic Oltenia se gândește la trecerea unui grup de la termocentrala Craiova pe gaze. Bugetul gigantului energetic ar putea suporta anul viitor o investiție destul de importantă pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice de 10 MW, după cum a precizat Ciurel. Costul megavatului s-a redus undeva spre 600-900, între 600 și 900 de mii, deci s-a redus de mai bine de 4 ori. Bugetul anului viitor, bani prinși doar pentru 10 MW, dar putem extinde dacă lucrul acesta se va concretiza și vom putea intra în legătură cu una dintre companii. China National Electric și-a exprimat disponibilitatea pentru așa ceva. Pentru a pune la punct o colaborare între chinezi și țara noastră, la sfârșitul acestui an o delegație a asiaticilor va veni în România pentru a perfecta actele. Va fi o vizită la nivel înalt, în sensul că ori primul ministru român va vizita China, ori domnul Xi, de la primul ministru al Chinei, va veni în România, moment în care parte din ceea ce eu v-am spus până acum, din contractele pe care vi le-am, sau posibilitățile de contract de care v-am pomenit, se vor semna cu ocazia acelei vizite. Două firme din China au depus deja ofertele pentru modernizarea sălii de mașini de la termocentrala Turceni.